Bună dimineața, bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului, cea de astăzi, joi 15 martie 2018. Alături de noi în această dimineață, jurnalistul de la Monitorul de Suceava, Cosmin Romega. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ce faci, Cosmin? Citeam ziarele. Citeam ziarele. Păi normal, cu alte cuvinte, domne, ce-am muncit noi ieri... ca să fie astăzi la dispoziția tuturor sucevenilor, tuturor locuitorilor din Suceava și acum cu internetul ăsta mare, inclusiv la dispoziția alor noștri care se plecați peste votare. Da, chiar sunt foarte mulți care urmăresc în continuare. Nu foarte mulți. Îndrăznesc să spun că, dintr-o anumită perspectivă, sunt mai fideli și mai atenți cititori ai tuturor articolelor câteodată. Sunt, într-adevăr. Și primim desemnale de la unii din afară care... Văd și la comentariile pe care le avem noi câteodată. La televiziune. Întotdeauna parcă dorul ăsta de casă e mai mare decât orice altceva. Da, numai asta să nu fii obligat să faci, deși știm foarte bine că în proporție foarte mare ai noștri plecați... Bine acum de tot. Poate... Vorba cântecului ăla, cântă cu Bucovina, nu? Da, acum cine știe, poate și acolo să mă lipsesc de... Am văzut, nu numai la nemți unde am fost, am văzut și în alte părți, există un fel de fidelitate față de produsele locale. Sunt, când am mers acolo în Germania, cumpărau în fiecare zi ziarele locale, împreună cu un ziar național sau ceva, dar asta uneori nu-l citeau, chiar uneori luau acolo, domnule, dar de ce e dacă nu-l citești? Cum? Este produsul nostru local, trebuie să-l luăm în primul rând. Că iau după aceea, dacă, când am timp, mă uit și prin el, dacă nu știu ce, dacă mă interesează ceva anume, știu că găsesc acolo, dacă nu... știu că am să găsesc mâine, ce... Așa, niciodată, dar el își cumpăra fiecare neață, vedea și cumpăra. O rămas uimit de atitudine, chiar atunci, în momentul ăla, chiar nu... Nici eu nu gândeam așa, să zici de... Greu să pricepem atitudinea asta, care îndrăznesc eu să spun că e atitudinea normală de pe afară. De pe afară, din partea civilizată a Europei, cea care nu a fost atât timp sub comunism. Deși și parte din ăștia care au fost sub comunism au reușit să iasă la suprafață, spre bucuria lor. Dar mă uitam, sau apropo că tot ai făcut vorbire de chestia asta, cu câtă mândrie și cu câtă își prezintă berea lor, adică berea landului, berea străzii, nu știu, au o chestie de asta foarte, foarte aplicată să consume ce e al lor. Spun că și la noi. Eu ce puțin am văzut. În timp s-a format și la noi. Dar, na, încă e un stadiu incipient, știi cum, într-adevăr. Știi cum, la noi, dacă se întâmplă ceva de genul ăsta, prima oară se uită tot strâmb la tine. Ce mai vrei, băi, și tu? Uite asta. Hai să mergem pe ritmul ăsta. Știi, chiar am prins așa ca discuție. În sfârșit, sau, nu știu, așa din vorbă, parcă ar fi a doua oară, dar în sfârșit guvern PSD vorbește la concret de autostrada Moldovei și nu vrăjeluri de alea care cine știe pe unde, hai că trece bapă acolo, bapă dincolo. Dom'le, coloană vertebrală acestei regiuni istorice, Viorica Dăncilă, la Congresul Partidului Social Democrat. Domne, s-o țină să facă lucrul ăsta și e un lucru extraordinar. Adică n-am nimic a comenta, n-am nimic a spune. Asta nu înseamnă că dacă mi-ai zis că faci, gata, de acum atac. Bun. Uite, vezi, am înțeles că am ascult o lege a defăimării. Da. S-au scos-o, nici nu știu. Urmează, cum. Urmează. cu alte cuvinte, n-ai voie să critici. Bun. Deci n-ai voie să critici. Și atunci noi ce mai facem? Da, noi ca presă. Există totdeauna o modalitate. Da, bun. O să-i criticăm cu perdea, nu? E niște unii care... s-au rătăcit pe la București și nu vor să le facă drumuri, nu? Păi, cam cum am putea? Sunt.
Acum, cine știe, poate impulsul ăsta... Normal că o să găsim noi de ceva. De a face autostradă încoace, poate vine și din faptul că avem destul de mulți suceveni care au fost cooptați în... Da, în guvern, în, da, da, în serviciile da. Din subordine. Chiar cunosc oameni care au fost așa și sper să aducă un plus de valoare acolo în asta. Să luăm și partea bună. Am mai avut și altă dată oameni acolo. Nu s-a văzut mare lucru întotdeauna. La unii a fost un plus la de unii valoare. S-a văzut la unii s-a văzut bine, într-adevăr. Depinde acum și cât s-au zbătut să facă. Și asta e drept. Dar eu îmi pun problema așa, dacă nu, dacă vine cu legea asta anti-defăimare sau cum, bine, model american, parcă acolo e legea defăimării sau... Deși, da, mă, ei, având după atâția ani de democrație, bă, dar democrație de-aia, că te doare, că de... Ca idee, ca și concept da. Sunt ei, deși lucrurile au mai luat o razna și pe acolo. Dar ori de câte ori au câte o problemă, se întorc la bază. Și ce înseamnă baza? Au ei Constituția. Constituția, exact. Constituția pe care au scris-o câțiva, bă, dar nu umblă la aia, nu umblă absolut deloc. Ai noștri, fac o Constituție de asta și după aia, dacă la un moment dat e o problemă, că ceva le dă cu virgulă, mai schimbă un pic Constituția, nu? Da. Ei, nu, la ei, în America cel puțin, pornește la chestia aia, Constituția, din fix. Dar spuneam așa cu legea asta anti-defăimare, a început o rumoare. Adică, domne, un pic acolo, un pic dincolo, dar o să vină momentul ăla în care-i faza cu legea? Păi numai. N-ai voie să critici. Serios. Păi și cum nu mai pot eu critica pe domnul Harșovski, spre exemplu, da? A? Dacă nu-mi place ceva din ce a făcut, nu? Poftiți domnul Harșovski în platou. Adică să nu creadă cineva că vorbim așa în lipsă. Nu vorbim până la spate. Da, doamne ferește. Bună dimineața. Bună dimineața. Alături de noi în această dimineață. Da, vă rog frumos. Vreau, dar eu dai bine și pe roșu. Sau pe albastru, știi aici. Dai albastru, să domnul. Acolo era roșu la dumneavoastră. Eu știu că sunteți stelist, dar... E albastru, dacă ești un pic de roșu, pe ce care e problemă? Nu, n-am nicio problemă, cravata mea e roșu, nu vedeți. Păi da, văd. Bună dimineața. Bună dimineața. În primul rând, vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Noi am început să vorbim și uite așa, dintr-una într-alta am ajuns la subiecte care, nu știu, parcă am devenit eu așa ca o moară stricată cu autostrăzile. Dar aveți dumneavoastră cum să mă ajutați pe mine cu autostrăzile. Sau cine știe, poate că o să vină și ziua aia. O a doua discuție, că a început o rumoare așa cu legea asta, antidefăimare. N-ai să mai ai voie să critici, adică cum n-ai voie să critici guvernul? Dar pe primar și pe viceprimar o să putem critica, nu? Sau depinde. Puteți să-i criticați în continuare. Oricum, la cele spuse dumneavoastră, eu am părere personală, dar cred că m-ați invitat aici în calitate de viceprimar al municipiului Suceava să discutăm despre problemele Sucevei. Corect. În timpul liber vin ca analist și putem dezbate ce doriți dumneavoastră de la nivel național. Mă interesează și părerile tuturor cetățenilor, pentru că, vedeți dumneavoastră, numai cu părerile unora care să... Și, domne, asta e părerea mea, dar toată țara trebuie să meargă în direcția asta, eu cred că nu o să ajungem nicăieri. Deci, scurt, părerea mea, legea antidefăimare nu cred că și are locul în cazul de față sau în acest moment. E un prim pas către dictatură, ascultați-mă. S-a văzut la Congresul al 13-lea cum merg lucrurile. Nu știu, ăla e un alt mic pas. Dacă mi-ați cerut părerea personală, v-am spus. Da. Referindu-mă la Congresul PSD, bineînțeles, cei care nu știu, e Congresul al 13-lea. Nu, al 13-lea a fost când a fost. Bine, glumim, așa știm noi, că al 13-lea Congres. Da. Bun. Haideți să trecem la treabă, pentru că de-aia v-am chemat în cadrul acestui matinal. Despre ca să vorbim, să povestim. Despre dacă, logic, dacă tot am discutat noi de autostrăzi, hai să vorbim de autostrăzile astea care le avem noi aici în Suceava. Da. De autostrăzile noastre, de drumurile pe care le avem noi. Și care, vă spun sincer, domnul Harșovski, nu știu dacă mă deranjează ceva mai mult, dar mă deranjează că, cred că în România, că în altă parte n-am văzut în halul ăsta, ba am văzut în Ucraina, dar cred că în România
Noi am pierdut rețeta corectă a asfaltului și la fiecare ieșire din iarnă, orice stradă arată, zici că e bombardată. Nu cred că am pierdut-o, cred că nu am îmbunătățit-o. Noi cred că se lucrează după aceeași rețetă de prin 1950 și ceva. Climă moderată, sau nu știu cum îi spuneam, e golice. Da, temperat continentală. Îmi vedeți și noastră, acum avem 5-6 grade dimineață, vor fi 12-14 la amiază, iar sâmbătă avem minus 12 noapte. Da, o diferență duminică. E minus 17 grade vedeți, în 24 acest de lucru afectează, acest fenomen de îngheț-dezgheț afectează foarte mult structura carosabilului. Mulți au spus, înainte să fie această perioadă în luna februarie geroasă, că păi, n-am prea avut iarnă anul acesta. Din punct de vedere al infrastructurii rutiere, am simțit această iarnă în sensul că ziua aveam 2, 3, 4 grade, iar seara minus 3, minus 4. Iar acest fenomen de îngheț-dezgheț afectează carosabilul. Să vă spun că bulevardul principal a fost reabilitat în 2012 total și suntem în 2018. Până în acest an nu am avut probleme mari pe bulevardul principal. În schimb, acum au apărut aceste fisuri, în special în zona canalelor și a gaigărilor și, bineînțeles, acele rosturi de dilatație care au apărut. Eu mi-aduc aminte că am făcut o adresă în vara anului trecut către societatea cu care noi avem contract să rostuiască toate aceste lucruri, pentru că eventualele fisuri care vor apărea vor trebui să fie suportate de către ei. Vă spun că nu stau degeaba și vom încerca să găsim soluții, dar trebuie spus clar. Suntem în 15 astăzi? 15 martie. Azi da, azi da. Marți, săptămâna trecută, aveam minus 14 grade seara. Corect. Și s-a încălzit brusc. Toată lumea dorește să acționăm cât mai rapid și noi dorim acest lucru. Numai că trebuie să ne gândim și logic și cum se poate și omenește și tehnic. Dacă vorbim din punct de vedere al asfaltelor, după care vom vorbi de curățenie, orice intervenție făcută acum cu asfalt la rece, ați văzut că nu a prea ținut și am făcut astfel de lucruri, mai putem face cu acest pavaj în gropele respective, dar odată ce se va încălzi, îi asigur pe suceveni că în 2-3 săptămâni maxim nu vom mai avea probleme. Pe axul principal e foarte ușor să vezi o groapă, pentru că întotdeauna vezi lucrurile rele. Dar din punct de vedere al circulației, eu zic că se circulă în regulă pentru această perioadă. Nu, pentru, mă refer din punct de vedere al infrastructurii. Al carosabilului. Iarăși, o problemă și foarte mulți, chiar am stat în parcare când am așteptat pe colegul nostru, am răspuns la câteva întrebări pe Facebook, cu probleme de drumuri care sunt de pietriș, palastate. Aceeași lucru le spun și sucevenilor, cu încredere, că intervenim. Avem trei echipe în momentul de față în Suceava. Una este în Ițcani, una este în Burdujeni și una în zona centrală, aici, în zona Tătăraș. Balast, autocompactor, autogreder nu vor fi probleme sau nu ducem lipsă de așa ceva. Numai că într-o săptămână de când s-a dezghețat de pe 14-15 nu putem interveni peste tot. Ar fi foarte frumos să avem 50 de echipe și să îi putem interveni. De exemplu, a fost o problemă în cartierul Ițcani, a fost și o știre la un post de televiziune. Cu colegii mei erau pe o stradă lângă, pe strada Decebal, în Ițcani. Când au mers acolo ieri, oamenii au spus nu, ei vor asfalt și nu vor să fie, să le se compacteze drumul sau să se niveleze. Bineînțeles că între timp vom căuta soluții să facem acest lucru, pentru că strada nu este prinsă la reabilitare totală. Eu știu că sunt așteptări, dar trebuie să înțelegem și tehnic dacă se poate face acest lucru și mă înțeleg din punct de vedere financiar. Eu n-am să vin să vă mint frumos, să vă spun că de fapt că vom face sau nu știu, așteptați. Nu știu de câștigat din eu sunt vedere diferit față de alți politicieni sau de oameni de administrație. Totdeauna, dacă e un termen mai scurt, l-am dat mai lung pentru a ne putea încadra. Nu am făcut invers să spun, ne pare rău, a plouat și trebuie să-l amânăm. Și vă dau un exemplu, strada Vasile Bumbac, da? Constructorul ne-a promis până la zilele orașului că termină strada. Eu n-am încredere. Nu am încredere, așa să te logică contra. Și am dat un termen, am spus, dacă la sfârșitul verii, începutul toamnei, va fi gata, pentru că depinde și de bani de la guvern, e PNDL, depinde de mai mulți factori. De aceea am spus, dacă o terminăm mai devreme, spunem, da, uitați, am terminat-o în 2 luni jumătate. Am terminat, că nu lucrăm noi la ea. De aceea, asta le spun sucevenilor. Dacă, după pași, nu știu, la o săptămână, două, lucrurile acestea vor persista, da, atunci ne putem pune cenușă în cap până nu ne facem treaba. Dar, în schimb, în condiții în care avem o săptămână și acele drumuri care se strică sunt de 3-4 metri, nu au o pantă de scurgere sau, în principal,
nu au un o canalizare, o pluvială, unde se adune apa. Întotdeauna, eu sunt inginer de profesie și nu trebuie să fii, ca să spun așa, dacă nu ai unde să țină apa, apa aia stă în mijlocul drumului, face groapă, plouă, trec mașinile. De aceea vă spun, cu Petriș vom acționa și vom balasta peste tot. Și, așa am pornit-o. Ceea ce spuneți dumneavoastră, pe lângă faptul că e logic, ne-am și confruntat, adică vorbim și din experiență de acum, dar era așa mai mult o întrebare retorică sau cum să-i spun, parcă mă chinuie ideea asta că tot ce, unu, nu știm să montăm capace de canal. Deci aici nu știm. Mă dau dreptate. Nu știm. Noi ca români nu mai știm. Așa vine drumul, canalul trebuie să fie mai sus sau deasupra. Noi așa îl punem de fiecare dată. Nu să fie niciodată unul să treci lin, să wow. Doi, calitatea asfaltului, adică nu știu, poate nu, dacă nu, ridicați mai mulți mâinile, ridicăm și noi. Hai la un moment dat o să... Sau poate avem trafic greu prea mult și aici e o problemă. Hai să vă spun un lucru referitor la calitatea asfaltului. Da. Eu pot să-mi dau cu părere, la fel ca și dumneavoastră, și mi-o dau culmea cam de aceeași părere ca toți sucevenii, de obicei sunt în acea sentimentul lor, când mă uit la un strat de asfalt, zic, bă, nu-mi place. Nu e bun, fie e puțin vălurit, fie... Vin specialiștii, cei care au batalamaua, cum le spun eu, cu ștampilă, fac, iau carotă, merg, trimit la un laborator, fie în Suceava avem Albinu și spun și numele, fie pe undeva, vin cu analiză. Eu nu pot să spun că nu să e bun cont, da, dacă mie mi-aduce certificat de conformitate. De multe ori am întors. De multe ori am întors înapoi, chiar dacă acel certificat, să spunem că așteptați, spuneam, până vine certificatul, faceți acest lucru. Dar, repet, principala problemă de față este bulevardul principal. 2012-2018, știți cât este garanția la noi? 2 ani de zile, 24 de luni. Avem 5 ani și un pic și abia acum am început să apară. Așa că eu v-am spus, dacă într-o lună de zile nu se rezolvă, bine, eu mă refer la trebuie deschise stațiile de asfalt. Acest lucru ei nu le vor deschide decât când au luat temperaturi de 5-6 grade mai multe zile și perspectivă de încălzire, pe timp de noapte. Pe timpul nopții. Atunci vom putea interveni. Între timp avem această soluție cu mixtură la rece, lucrăm cu pavaj. Dom'le, și eu zic că se circulă. Eu am mai văzut, erau unii cetățeni contrariați și împotriva acestor peticele la rece. Dom'le, în multe țări civilizate și multe zone se întâmplă să mai pocnească asfaltul și să fie nevoit să folosească acest tip de asfaltare. Pentru confortul și siguranța în trafic, e normal să se întâmple lucrul ăsta. De ce să stai 3 luni cu o groapă când poți să o astupi acum? Într-adevăr, nu ține mult aia. Este o soluție provizorie. E o soluție provizorie și a trebuit aplicat. Iar ca și costuri, nu cred că sărăcim de acum, că sunt niște facturi extraordinar de umflate. Sunt mai ieftine, mai scumpe. Dar, bineînțeles, este ofertate, e mult mai ieftin. Chiar aici la Petruștea nicio cum stăm. O plombă la cald, care plombă, un pe, cum vreți să spuneți, o reparație la cald, are garanție de 6 luni. Asta are undeva la 3 luni de zile. Deci vă dați seama că și costul este mai mic. Dar, repet, oricum, ceea ce s-a lucrat și nu a fost bun, nu va fi plătit și se va reface. Le rog, sau îi rog pe suceveni să aibă încredere că vom interveni peste tot. V-am spus, din punct de vedere al infrastructurii carosabile cu asfalt pe bulevardul principal, acționăm cu această mixtură la rece și cu pavaj, care, dacă e pus cum trebuie, rezistă. Și pe toate străzile de balast, de pământ din municipiu, Suceava, vom interveni în perioada următoare. Uitați-vă acum, da? Da. S-a lucrat pe anumite străzi. Vom avea duminică, luni, marți, chiar și sâmbătă, temperaturi negative. Să vedeți că o parte din cele pe care s-au lucrat vor avea deja probleme. Și v-am spus de ce vor avea probleme. Sunt de 3-4 metri, avem în zona Lanești, în cartierul Burdujeni, exact din temelia în temelia gardului, n-ai cum să dai pantă nicio parte și acolo va sta apa. Asta o spun inginerii mei de la primărie, colegii mei, când spun, domnul Vici, dar aici nu ține. Eu știu că nu ține, dar trebuie să facem ceva, nu putem sta cu mâinile încrucișate până vom face altceva. Și de aceea cred că lucrurile se vor rezolva în perioada următoare. Uitați, un alt aspect. Curățenia. Într-adevăr, orașul nu arată cum trebuie. Eu o spun clar. Dar nu arată cum trebuie în condițiile în care am avut temperaturi negative, am avut foarte multe zăpadă, foarte multă gheață. Și în culmea că chiar și ieri am văzut în drum spre casă undeva încă o petec de zăpadă. Petec de zăpadă. Și i-am sunat pe colegii mei și i-am certat, bă, totuși, mai avem zăpadă. Vedeți dumneavoastră, deja au început să apară blocaje în trafic. Lumea deja ne înjură că de ce lucrăm. Noaptea avem temperaturi nu chiar foarte prielnice. Tot așa, până la Paște, suntem în campania de curățenie. Înlăturăm tot ce înseamnă resturi din urma acestei ieri, fie zăpadă, petriș, antiderapant și așa mai departe.
colegii de la Direcția Domeniului Public vor interveni asupra gazonului și asupra ceea ce e verde în municipiul Suceava și veți vedea că orașul va arăta mai bine. Numai că eu asta cer sucevenilor. Haideți să criticăm și e bine critica cât e constructivă, dar o săptămână, două. Nu poți chiar orice ai face. V-am spus, se întâmplă și la New York și în Oradea, că am văzut că a fost pe la România, te iubești la altă părți, bine, au altă climă la Oradea. Da. Nu poți interveni în două, trei zile. Chiar nu dau din degete și gata. Și, și întotdeauna pleci din sufragerie, din centrul orașului. Și ei lucrează cu constructori care sunt români și au aceeași mentalitate. Cred că au aceeași probleme și ei, numai că atât Oradea cât și Cluj, eu am văzut că am un sistem de marketing foarte bun. Eu îl spun. Într-adevăr, orașe care arată bine sunt aproape de Occident. Chiar și la Cluj, cu domnul primar Boc, am mai avut discuții, că am fost plecat, bine, cred că la începutul anului, cu colegul de acolo, viceprimar. Dar ei au un sistem foarte bun de PR și prezintă în așa fel lucrurile în care spun, se mândresc cu ceea ce ai. Ce au? Noi, în schimb, prima oară arătăm ce e mai rău. Și e bine, până la urmă, de arătat și de îndreptat. Dar nu trebuie să primim doar partea goală a paharului întotdeauna. Sau partea mai puțin goală, că nu chiar e jumătate din pahar. Eu vă aduc aminte în toamnă cât de frumos a arătat orașul cu acele crizanteme. Și atunci erau foarte mulți care criticau. Cât au costat, în condiții în care știți noastră că nu este afacerea panseluța la primărie. Dar de ce s-au pus crizanteme și nu s-au pus... Eu de acord că trebuie să fie cărcotaș. Dar trebuie... Cum e acum dimineața? Da, eu, de exemplu, acum vin de la universitate de la Not. Pe drum. Da. Haideți să gândim lucruri pozitive, nu să fim doar încruntați, să vedem ce e negativ. Dacă vedem ce e negativ... Domnul Arșovski, mă știți foarte bine că eu nu sunt negativ. Dar nu eu zic asta, eu zic, eu vreau să întipăresc acest lucru și sucevenilor, pentru că așa e normal. Apropo de universitate, bazin și rămânem tot la drumuri. Domne, e acolo pe drumulețul ăla care dă dinspre universitate, spre bazin, tot un canal... Nu e un canal, e o gaură în beton. E, da, dar beton, tot e canal beton, acolo, că de la canal e ăla. Și uite așa un găuroi acolo. Bă, da, de ani de zile, mă. Are vreo 2 ani. Da? Scrie un telespectator de-a nostru că e pe drum de ăsta modernizat, făcut recent. Dar înainte de asta zic eu, pasarela la Iscani, făcută acum 2 ani de zile, da? Ați văzut trecerile alea când parchește trenul? No, așa erau tot timpul. Așa au fost. Rosturile de dilatație, așa au fost. Uitați-vă acum, coborâți din mașină și uitați-vă. Eu vă spun că treceai cu mașina, făceai... Așa făceai când treceai cu mașina. Făcut prost. Când am trecut prima oară, am chemat constructorul, nu era recepționată lucrarea, bineînțeles. Și mi-a spus că așa trebuie și au adus hârtie că așa trebuie. Important este să reziste. Față de celelalte rosturi de pe podul peste apa Sucevei, care au fost reparate 3-4 ori, astea au rezistat. Acum vă spun sincer că nu știu dacă a sărit sau nu din ele. Oricum, lucrarea e în garanție. S-a mai tocit acolo. Ce este important, trebuie spus clar, 5 ani de zile e monitorizată de Uniunea Europeană, cum a fost și bulevardul principal. Aha. Și orice defecțiune apărută, ne se făcea hârtie și spunea, vă rugăm, remediați nouă sau constructorului și aceste lucruri au trecut cu bine. Uitați că acum în martie se finalizează și procedura de monitorizare a acestui proiect. Mai e tot pe zona asta când... Dar ăla nu ține de Suceava, nu ține de municipiu, dar vorbim de aici. E podulețul ăla de la Șcheia. Câte întrebări am și toată lumea. Da. Dar român, vă spun, dar a fost reparat acum 2 ani de zile. În prima oară în jură. Că e normal. Și eu am în jurăturile mele de ajuns din municipiul Suceava, că așa e normal. Și când mai primești câte una cu podul din Șcheia și îl primești de 3-4 ori sau de 7 ori și tot ne dai răspuns că nu ține de noi, ține de... Zic, bine, bine, ține de ucrainieni. Asta răspunde. Că da? A spus cineva, nu ține de slovaci. Păi dacă nu ține de primăria Suceava, chiar și acum a răspuns, nu știu, să vedeți la mine pe Facebook, am pus că sunt prezent la dumneavoastră în emisiune, drumul Suceava-Liteni. Da. Nu ține de primăria municipiului Suceava. În schimb, eu am fost la semnarea contractului la Iași, alături de cei de la Consiliul Județean, Consiliul Județean Iași. El va fi reabilitat până în 2020 pe fonduri europene, Suceava, Iași-Siret, venind prin Dolhasca, Liteni și mai departe. Și le explic la oameni, asta e informația care o am, dar nu ține de primăria municipiului Suceava. Noi avem, slavă Domnului, problemele noastre și încercăm să le rezolvăm. Într-adevăr, întotdeauna omul încearcă să găsească rezolvarea. Sau uitați, iarăși, o știre, nu știu, bună, zic eu, Vasile Bumbac, când începe să reabiliteze. Da. Dar de ce așa mult timp? Dar ce faceți cu ea? Dar de ce o faceți acum? Noi unde mai parcăm mașină dacă o reabilitați? Și așa mai departe. Eu sunt de acord. Dar această stradă din spațiu, de la finanțe, nu? Palatul administrativ. Vă readuc aminte, zona din centru, făcut
Deci, prima oară cu parcarea subterană, finalizată în 2012. După care, PNDL 2, de la Consiliul Județean până la magazinul Bucovina, în zona băncilor. Da. Am reabilitat pe banii noștri Alea Nucului, Ienceanu și mai departe. Mai este această porțiune de pe Vasile Bumbac, care era prinsă pe proiect, și după și care toată zona centrală va fi reabilitată total. Eu le cer sucevenilor răbdare, ne cerem scuze pentru disconfortul creat, dar trebuie să înțeleagă că aceste lucruri trebuie făcute. Iarăși, când s-a închis strada, de ce n-am anunțat? În condițiile în care toate mașinile au fost notificate din weekend, semnele de circulație au fost puse, că m-am asigurat și cu cei de la poliția rutieră, e pur și simplu, dacă respect semnul de circulație cu accesul interzis și obligatoriu la dreapta, n-ai cum să stai. Într-adevăr, se adună mai multe mașini în zonă, dar dacă le respecti și nu vrei să forțezi, vrei să intri acolo, tata, uitați că lucrați la 2 metri mai încolo, vreau să parchez mașina după gard, să intru până la finanțe. Totuși este un șantier. Eu vă recunosc. Noi dacă am putea să parcăm la etajul la care trebuie la finanță, ar fi grozav. Eu asta vreau să schimb. În primul rând, din mentalitatea sucevenilor. Cât se poate. Să vedem partea plină a paharului, să le arătăm că, într-adevăr, facem atât cât putem, bineînțeles, și în funcție de posibilitățile financiare, și să le spunem ce nu putem face. Cum mă întreabă, strada din Ițcani. Ne pare rău, doamnă, vă răspund clar. Aici. Nu e prins anul acesta la reabilitare. Un domn care ieri a trimis o întrebare la colegii mei, nu știu dacă au apucat să răspund, ci că până la autostrăzi, deși noi am vorbit de autostrăzi un pic dimineața asta, nu spuneți două vorbe despre Suceava, Vârful Cumpului, că-ți rup mașina în două. Ok, ca să discute și la concret, spune așa, gaura din față de la Lidl Burdujeni este de mult timp nereparată. Acolo a fost o avare a acetului. Ce, dacă vorbim de acea gaură care eu știu, care se lucra chiar pe 8 martie. Erau, nu știu, domnul știe. Săpau, am semnalat-o și de vreo două ore. Săpau pe 8 martie acolo. Trebuie spus clar și eu le mai spun sucevenilor. Întotdeauna aceste intervenții care se fac la apă, canal, se fac de către acet. Operatorul județean de apă și canal. Tot ei trebuie să refacă. Că refac cu aceste firme cu care are și primăria municipiului ceva contract și care au și ei, e treaba lor. De aceea ei tot văd și ne spun, bun, dar ați lucrat voi, că au fost firme. Nu, n-am lucrat noi, n-am lucrat primăria municipiului Suceava. Acele țevi sunt date acetului, ei răspund de ele timp de 20 de ani de când s-a semnat contractul, ei le repară, ei fac investiții. Primăria municipiului Suceava nu mai este o moașă comunală în care chemai pe cineva și spuneai, bine, se întâmpla, cred că, prin 90, fie că era acet, termic, așa, chem și spui, dă drumul la căldură, oprește căldura, dă apă caldă mai fierbinte, șterge datoriile la asociație. Nu, avem niște legi care fie sunt bune, fie sunt rele, trebuie respectate. Și le respectăm. Și asta le spun. Ce ține de noi, facem. Ce nu ține de noi, îi îndrumăm la cei care sunt. Iarăși, uitați, cu modul de lucru. Lumea e important și e bine că raportează pe Facebook. Dar modul meu de acțiune, și am spus-o tot timpul, am dat până și numărul meu de telefon. Am dat numărul primăriei, am dat numărul poliției locale. Să sune lumea, să informeze asociația de proprietari. Corect. Pentru că oricât am vrea noi și oricât stăm, pe Facebook, pe rețele de socializare, nu poți să preiei toate problemele. Și una când ai un telefon și primești un număr de înregistrare și te notează undeva acolo și îți spune da, problema noastră a fost rezolvată, una când cineva stă și am o colegă de la universitate, un cadru colegă, da, că până la urmă am considerat colegi după ce am terminat facultatea, a stat 3 săptămâni fără iluminat. Și zic, bun, ați spus cuiva? Cred că la asociație. Și am făcut un test, hai să întreb la asociație. Păi nu, ne-a spus nimeni. Și s-a rezolvat în jumătate de ori, după care au venit laudele. Da, într-adevăr, numai intervenție de pe Facebook, a intervenit domnul Harșov, s-a reparat un bec, dar treaba mea este să intervin să repar un bec? Treaba suceveanului este, într-adevăr, să semnaleze unde trebuie și dacă nu se rezolvă, să intervenim noi. Aceste lucruri sunt normale și firești. Treaba noastră să aducem bani, să aducem proiecte. Spre exemplu, și ca să încheiem un pic cu drumurile din Suceava, că e clar că o să fie foarte multe schimbări anul ăsta. O să ajungem și la subiectul cu traficul. Dar, spre exemplu, apariția gropilor este monitorizată sau ar trebui sesizată și nu, de nu, cetățean? Este monitorizată. Noi avem, vorba de o armată de oameni acolo la serviciul administrativ. Este armată înseamnă că 6-7, în care 2-3 tot timpul trebuie să stea. Sunt fel de fel de avize pentru trafic, restricții și mai departe. Iar ceilalți merg pe teren. În momentul de față sunt cu echipele de balastări. Stau acolo de dimineață până seara, le-am spus clar, între 8 și 16, sunteți alături de echipă, îmi trimiteți fotografii, trec și eu prin zonă, stăm de vorbă cu oameni. Vă dați seama că doar în drum mai pot vedea și alte gropi. Dar dacă ele sunt semnalate, sunt notate și rezolvate. Oricum, nu cred că
ducem lipsă de grup ca să nu le sesizăm. Le sesizăm și vor fi reparate, dar important este să fie sesizate acolo unde trebuie. Da, da. Încă o dată, măcar sunt bucuros că am avut dreptate. Când am zis, domnule, noi în România nu mai știm să montăm camanale. În fine, stați așa că primesc tot felul de comenzi de la telespectatori de-ai mei, dar nu vreau să schimb... Deci, ulița Mihail Sadoveanu e mai rău decât un drum forestier. Întrebați-l pe domnul viceprimar când se rezolvă. Am obosit eu, dar cred că au obosit și de această întrebare. Da. Deci, le da, spun eu mai știu, era Traian Țăran. Vă spun și Traian Țăran. Măi, și m-a sunat, m-a oprit o doamnă pe stradă într-o zi și pe mine. Dar nu era Traian Țăranu. Măi, și uitam-mă spre... Traian Popovici. Așa, Traian Popovici. Da, balastare. Balastare. Cred că se lucrează deja. De care e faza? Este acolo? Foarte îngustă, duce în laniște, e acea stradă care spuneam, are 3 metri și un pic. Da. Temelie gar, temelie gar drum. Da. Oamenii și-au făcut, n-au lăsat și nu are pantă. Nu are pantă nici de o parte, nici de alta, apa va sta acolo. Se balastează, altceva nu avem soluții în momentul de față. A, pentru... că dacă turnați asfalt... Bun, dar acum... nici asfalt nu poți turna. Aia nici nu e stradă propriu-zisă. Oamenii au creat atunci... Fără să țină cont de anumite aspecte când faci o stradă. Bun, și ce e de făcut acum? Eu nu critic în principal oamenii care au avut o bucată de pământ și au făcut o casă, au încercat. Numai că noi din simțul ăsta al proprietății și al dezvoltării nu ne gândim ce lăsăm în afara curții. Facem un curte frumos, punem tuia, gazon, o mai mărim puțin și afară am o uliță, că e uliță, dacă are 3 metri. Da. Da? Dacă vă puneți dumneavoastră de alatul și un pic, e gata. Da. Mulțumesc. Așa, vedeți, v-am făcut în mare, în alt. Dacă se lăsa atunci, că lăsăm drumul lăsat de către oameni, pentru că zona Laniște, ca să, acum să poți construi și în zona respectivă este un pus, trebuie să cedezi 2 metri jumate, 3 metri, în așa fel încât să faci drum. Acolo s-a construit, nu mai poți să demolezi casele oamenilor. Ei au construit până în drum, ca să spun așa, sau în acel uliță lăsată de către ei, și urmează ca primăria municipiului Suceava să primească criticile. Ceea ce e și normal până la unul, pentru că sunt plătitori de taxe și impozite. Dar trebuie văzut exact cum se poate rezolva această problemă și dacă se va rezolva. Și revenim acum la strada care m-ați întrebat dumneavoastră înainte de ce a întrebat domnul... Mihail Sadoveanu. Mihail Sadoveanu. Le spun cu încredere, sucevenor, și chiar am convingerea 100%, dacă mai mult, că anul acesta strada va fi reabilitată. Vă spun și de ce. Anul trecut s-a făcut licitația. S-a semnat câștigătorul, constructorul este SUCT-ul în speța de față. Atât Mihail Sadoveanu, cât și Bogdan Vodă, care este tot acolo în Zamca, trebuie să primească ordin de începere a lucrărilor. Prima mea tendință, așa a fost, că am văzut puțin cald afară de o martie, zic gata. Zic, da, dar asta că n-avem asfalt, n-avem nimic. Așadar, după Paște, pentru că Paștele e anul ăsta de vreme, pe 8 aprilie, și vă mai avea temperatură, țin minte undeva acum vreo 3 ani de zile, 6 aprilie, zăpadă, zăpadă. Nu așa. Deci, după Paște, în sfârșitul aprilie, începutul mai, se vor începe lucrările pe Bogdan Vodă, nu, și pe Mihail Sadoveanu. Lucrare cu contract semnat, fără contestații deja, finalizat toate procedurile. De aceea, cu încredere... Ajungem la contestații, pentru că mai sunt niște întrebări vis-a-vis de de gunoiul menajer și așa mai departe, dar avem de vorbit, slavă Domnului. Da, trebuie să luăm 2 minute de publicitate. Înainte de asta vreau să spun așa. Știți, adică știți, la foarte bine. 8 martie, e... nu? 11 ani. 11 ani, nu? Am dat și un mesaj de orare. Mulțumesc pentru da, chiar am văzut respectivul mesaj. Asta e un mic cadou din partea noastră. Pentru dumneavoastră să spuneți ce vreți, un ceai, o cafea de apă, dimineața asta, sau dacă e tot așa. O cană de apă. Da? Luăm câteva minute de publicitate, ne întoarcem înapoi în direct și promit că toate întrebările pe care le-ați trimis și mai ales cele care sunt semnate vor fi citite astfel încât să putem da și răspunsuri. Dar grăbiți-vă pentru că, după cum am negociat, la 8:30 ar trebui să părăsească această emisiune. Nu ne mai iubește domnul Harșovski așa de mult, da? Asta e. Publicitate, revenim.